Se spune că un șarpe tocmai ieșise campion în întrecerile anuale. În noaptea de sânziene, de regulă, au loc lupte, evident sportive, în timpul cărora, sub scânteierea miilor de ochi vrăjiți ai șerpilor luptători, ia naștere Piatra Verde. E un bob cât mazărea, visat de tot neamul șerpesc, căci dacă un șarpe înghite această piatră, capătă pe neașteptate aripi și puteri magice, transformându-se în zburător. Așa s-a întâmplat și cu Axinte, un șarpe tânăr și plin de speranțe. A câștigat campionatul și a primit piatra. În acea noapte i-au crescut aripi aurii ca razele lunii, iar coada i s-a despicat în 10 fire zornăitoare. Descumpănit, în prima clipă nu știa ce să facă. Era un fluture uriaș și avea impresia că toată lumea îl privește, deși bineînțeles că nu putea fi văzut de nimeni. Rătăcind încolo și încoace, a trecut prin crengile unui cireș pârguit și a ajuns în Mahalaua Gorgan. O fată visa pe verandă, așezată cu grație pe perna de mătase. Uluit de frumusețea, dar mai ales atras de ochii ei pironiți pe bolta cerească, Axinte a zburat mai aproape. Nu avea nicio intenție. Voia doar să fie lângă o ființă care părea că plutește. În jurul fetei se răspândea parfumul de vară, ceea ce l-a făcut să-i atingă ceafa. Mai întâi cu prudență, apoi căpătând curaj, și-a întins aripile peste urechile ei. Și abia atunci a început adevărata lui viață de zburător. Axinte se hrănea cu mintea acestei fete, din care ieșeau visele în fuioare. Îi lua gândurile, partea miezoasă a vieții, cu o bucurie imensă. Bineînțeles că pentru ea Axinte era un prinț în pelerină de stele. Pe măsură ce trecea timpul, fata își pierdea pofta de viață, în timp ce pentru zburători a devenise un drog care îl făcea să se înalțe spre cer și să aibă încredere în sine. Își petrecea ziua lipit de un dud, dedesubtul căruia și-a avusese casa pe vremea când era șarpe, așteptând cu tremurare să se însereze ca să plutească spre Mahalaua Gorgani. Dar, ca orice vis, și acesta trebuia să se sfârșească într-un fel. Părinții fetei au prins de veste că era posomorâtă și fără blagă. Pe la sfârșitul lui iulie, toți ai casei erau convinși că este vorba de un zburător. Popa a făcut o slujbă stropind cu aghiazmă cerdacul, iar babele au descântat casa umplând-o cu odolean și pelin. Și cum nimic nu s-a schimbat, au chemat-o Petranca, o femeie înaltă care trăia în mlaștină peste Dâmbovița. Aceasta, înțelegând că zilele fetei erau numărate, a fiert ierburi și semințe de mac pe care le-a turnat în albia fetei. Iar seara, când a apărut zburătorul, prin câteva vrăji a început să-l momească să intre în apă. Axinte auzea șoaptele și îi se părea că ceva miraculos se întâmplă. Fiecare cuvânt îl făcea să se moaie și să alunece mrejele apei, fără să știe că fusese păcălit pur și simplu. Când a terminat, Tranca a scurs apa din albie într-un vas și a alergat la obor în răscruce, unde se zice că ar fi plin de morminte de zburători. Sufletul plăpând al lui Axinte a alunecat în pulberea drumului, iar viața lui scurtă
S-ar fi stins după câteva ceasuri dacă n-ar fi răsărit luna. Redevenit un biet șarpe, s-a târât spre vechea lui locuință. Reușise să atingă cea mai înaltă condiție la care a visat neamul lui, dar o pierduse într-un mod absolut prostesc, lăsându-se dezmierdat de niște cuvinte viclene. Tot restul vieții lui de șarpe n-a făcut decât să viseze aripile aurii pe care le pierduse numai după o lună. Nu-l putem învinovăți pentru asta. Axinte n-a comis niciun delict, n-a încălcat vreo regulă a speciei lui, ci pur și simplu a avut ghinionul să o întâlnească pe Tranga. Cât despre fată, lasă, mai bine să nu știți, pentru că nici o fată atinsă de zburător nu are scăpare.